pe tensiunea arterială reprezintă creșterea valorii tensiunii arteriale peste 130/80 mm cu lună de mercur. Prevalența hipertensiunii arteriale este de aproximativ 45% în România, ceea ce înseamnă că aproape jumătate din populația românească este hipertensivă. Ce este cel mai important este faptul că hipertensiunea arterială reprezintă un factor major de risc de apariție a bolii cardiovasculare. Netratată la timp sau insuficient tratată, hipertensiunea poate determina afectarea unor organe țintă din corpul nostru, precum inima, creierul, rinichiul și ochiul, și poate să determine apariția de boli grave, precum boala coronariană ischemică, insuficiența cardiacă, tulburările de ritm, boala cerebrovasculară, accidentul vascular cerebral, boala renală cronică sau retinopatia hipertensivă. De aceea este foarte important să o diagnosticăm precoce și să o tratăm eficient pentru a preveni apariția acestor boli cardiovasculare grave. Este important de asemenea să conștientizăm pericolul pe care îl au valorile tensionale crescute, chiar dacă de multe ori hipertensiunea nu este simptomatică. Societatea Internațională de Hipertensiune Arterială a declarat ziua de 17 mai drept Ziua Internațională de Combatere a Hipertensiunii Arteriale și ne alăturăm și noi acestei campanii, pentru că este foarte important să conștientizăm importanța diagnosticării precoce și a tratamentului cât mai intensiv și cât mai adecvat a hipertensiunii arteriale, pentru că este mai important să prevenim decât să tratăm și mai bolile cardiovasculare.